În data de 26 martie, consilierii județeni vor participa la o ședință comună cu omologilor din Consiliul Raional Soroca. Întâlnirea se desfășoară în contextul împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Aleșii județeni vor participa la o serie de manifestări. Noi avem o colaborare veche cu Raionul Soroca și numai cu Raionul Soroca, avem și cu Raionul de Dubăsari și în general cu Basarabia, cu Republica Moldova. Am intrat în anul centenarului, sunt 100 de ani de România, sunt 100 de ani de la Marea Unire și prin acest eveniment, când consilierii județeni vor merge în raionul Soroca să, eu știu, să aniverseze așa cum se cuvine acest eveniment, noi marcăm Marea Unire. În afară de acest lucru, va fi și un lucru administrativ, va fi o ședință comună a raionului Soroca cu Consiliul Județean Buzău, unde se vor discuta probleme atât de ordin administrativ ale celor două etnități administrative, raionul Soroca și județul Buzău. Vom elabora pașii următori în colaborarea noastră. De asemenea, consilierii județeni au votat astăzi un proiect de demarare a unei campanii de ajutorare a românilor de peste Prut. Astfel, odată cu deplasarea, consilierii județeni vor face și o donație Spitalului Raional Soroca, donație ce va consta în materiale de construcții. Până în 27, cu siguranță, deci cred eu că se va materializa, se va face și o donație către Spitalul Raional Soroca. Această donație constă în materiale de construcție pentru Spitalul Raional de acolo. Știți că noi am mai făcut o donație prin Spitalul Județean, unde am dus aparatură medicală la Spitalul Raional Soroca. Pe această cale, că am putut să facem această donație, vreau să mulțumesc celor care s-au implicat. Sunt oameni din societatea civilă care au venit fiecare cu cât au putut ca să strângă o sumă de bani, să cumpere aceste materiale de construcție. În afară de acest lucru, în 27 martie, practic ziua în care s-a semnat actul unirii Basarabia cu țara mamă, cu România, va fi marcat așa cum se cuvine la Consiliul Județean. Proiectele social-culturale realizate între Buzău și Soroca au început în anul 1993, inițiatorii fiind pe de o parte Alexandru Oproescu, fost director al Bibliotecii Județene Buzău, iar de cealaltă parte Ana Bejan, pe atunci prefect al raionului Soroca.